Ministerul Apărării nu ia în calcul reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Ministrul Angel Tâlvăr a spus într-un interviu pentru Euronews că nu se discută despre acest lucru. Totuși, este nevoie de pregătirea unor militari voluntari în condițiile în care efectivele armatei au scăzut semnificativ în ultimii ani. Serviciul militar obligatoriu este exclus. Deci, de la început să lămurim acest lucru, pentru că a apărut și această preocupare și această temere. Nu există la momentul acesta nicio discuție despre acest lucru. În ceea ce privește serviciul militar voluntar, după cum știți, în 2007, când serviciul militar nu a mai fost obligatoriu, a fost înlocuit pentru că există o nevoie de rezervă, categoric, orice armată își pune problema rezervei. A fost o perioadă în care, pe bază contractuală, primind 30% din soldă, 2 săptămâni pe an exista o anumită instruire și se făcea o selecție și un concurs în care era asigurată această rezervă. În momentul de față există o preocupare la nivelul Ministerului pentru acest serviciu militar voluntar, care vine să satisfacă, așa cum vă spuneam, nevoia de rezervă. Pentru că în orice țară din lumea aceasta există și această noțiune, există și această preocupare pentru a asigura rezerva armatei. Există în elaborare și în discuție un proiect care să țină seama de, să aibă în vedere un stagiu militar de câteva luni, de obținerea unei prime la sfârșitul acestei pregătiri și se adresează tot vârstei cuprinse între 18 și 35 de ani. Nevoia pentru așa ceva, v-am spus-o acum câteva momente, ține de a avea o rezervă. Reacția ministrului apărării vine după ce șeful armatei, Gheorghiță Vlad, spunea recent că populația ar trebui pregătită în cazul extinderii războiului rus din Ucraina. Populația României, la fel ca întreaga populație din Uniunea Europeană, din Europa, trebuie să se îngrijoreze și trebuie să adoptăm măsurile corespunzătoare pentru a fi pregătiți. Eu personal, nu neapărat ca și militar, consider că Federația Rusă nu se va opri aici. Dacă va câștiga în Ucraina, principala țintă va fi Republica Moldova, vom asista la tensiuni în Balcanii de Vest. Cred că nu trebuie irosite nicio secundă. Este un moment zero în care toate națiunile europene trebuie să se gândească la pregătirea populației. La rândul său, senatorul PNL Daniel Fenechiu a declarat în emisiunea Puterea Știrilor cu Marinela Angheluș că anunțul șefului statului major face referire la pregătirea cu noțiuni elementare pentru populație. Se pune problema ca să fim pregătiți într-o situație limită și să putem reacționa. A reacționa nu înseamnă armată obligatorie, dar înseamnă că cei care ar putea, la momentul respectiv, să apere România, să aibă noțiuni elementare de utilizare a ceea ce trebuie ca să apărăm România. Discutăm aici de zona de comunicații, de zona de arme, sunt o sumedenie de lucruri care fac parte din strategia națională de apărare. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu uitați că din 2004, cred, de când s-a eliminat stagiul militar obligatoriu, tinerii noștri nu mai învață să utilizeze în niciun fel o armă sau un alt mijloc tehnic care să servească apărării României. Și atunci cred că, într-o viziune modernă și eficientă pentru România, trebuie să ne luăm toate acele măsuri de protecție ca, dacă interesul național o va cere, să putem să facem toți ceea ce trebuie ca să apărăm interesele României, să salvgardăm independența și suveranitatea României. De altfel, generalul Gheorghiță Vlad este așteptat astăzi să discute cu președinții comisiilor de apărare din Parlament despre declarațiile sale.